Salut și eu, am găsit la un nou episod din Mad Max, hai să continuăm. Data trecută am rămas, trebuia să ajungem la locația aia, Drive into Dead Baron's Pass. Hai să începem despre ce-i vorba acolo. Sper să fim pregătiți pentru chestia asta. Văd că nu prea stăm bine cu combustibilul, așa că mă gândesc să oprim pe aici pe undeva și să facem niște combustibil. Pentru că dacă mergem nepregătiți acolo o să fie destul de rău. Ia să dacă pot să-l prind pe ăsta așa. Nu prea. Stai, merg pe lângă el. Poc! Ar trebui să putem să-i dăm, să-i omorâm și pe ăștia. Hop! Și să vedem ce găsim aici. Cred că găsesc chestii. A dispărut ăla. Nu-i problema. Mergem la destinație. Sper să nu rămân fără benzină pe drum. Asta va fi destul de aiurea. Dacă se întâmplă, o să trebuiască să furăm o altă mașină eventual. Și vezi că avem astea, care pot să trag cu foc. Sunt ca niște rachete, dacă stai să te gândești bine. Deci un convoi pe aici, prin zonă. Trebuie să nu ne luăm de el. Nu de alta, dar nu cred că-s pregătit momentan. Ok. Pe aici e o stradă făcută. Celelalte erau așa mai de deșert, dar asta e făcută. Și ceva îmi zicea în comentarii că jucăm în zona... Pe aici peste tot era un ocean. Pe aici până ne jucăm noi. Ok, aici e zona cea nouă. Vezi că sunt alea care fac energie. Bine că nu mai merge niciuna, din păcate, da. Și asta e zona. Hop. Repară puțin. Fie măcar full la reparat. Hai, bagă acolo și repară. Facem full. Gata, cred că a terminat. Și hai să intrăm. Nu cred că o să ne lase să intrăm așa, pur și simplu. Eu o să accelerez dacă e. Hop! Ramming restricted, strong gate. Deci, practic, nu mă lasă să intru aici. Și-mi trebuie un level 3 harpoon required. Păi bun, atunci o să trag cu ăsta. Nope, nu funcționează. Ba da! Fac două de astea și l-am rezolvat. Aha. Holy shit. Ok, trebuie să dăm jos astea care trag cu foc. Și vin și ăștia după noi. Oh, Doamne, nu-i de bine. Nu-i de bine deloc. Ăla, Doamne! Vezi dacă pot să scot șoferii din mașini. Hai, încă un șofer care vrea să mai iasă din mașină. Tu vrei. Încoace. Hop! Atunci îmi place să-i arunc. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și vom continua cu episoade. Oh! Ok, e timpul să-i rezolvăm. Return to the... Oh, shit, trebuie să ne întoarcem acolo. Hai, încă se mai ține puțin mașina, o să opresc ca să mi-o repare. Hai, bagă și repară că a luat foc rău de tot. Vezi cum se vede dinăuntru, o, Doamne. O stinge. Da, mi s-a părut și mie ciudat, mi-a spus câțiva în comentarii că vi se pare ciudat în momentul în care mă întorc ca să-mi văd
capul caracterului. E doar așa, de formă, mai o camera asta. Nu e făcută neapărat first person, dar da. Ok. Mai am două thunder stick-uri, dar... Deci, frate, cum mi le dă de-mi vin direct în mașină? Ho! Pot să mă opresc aici să fiu în siguranță? Măcar să mi-o repar puțin. Și pe mine interesează poarta aia de fier cu, zici că sunt niște dinți sau ceva. Hop! Trebuie să te ferești de chestiile astea. Hai să văd dacă pot să o prind cumva. Hop! Ia de aici. Și... oh, mai sunt. Sunt o grămadă chiar. Ia de aici și tu și cred că astea sunt toate. Se pare că vin mașini. L-am prins pe asta de roată. Wow, cu ce trag ăștia? Ok, băieți, dacă vreți să ne jucăm, ne jucăm. Plusc! Vrei și tu să ne jucăm? Ne jucăm, stai așa. Oh, stai că aș vrea să le iau din mașină pe ăsta, ia. Ia vină tu încoace, mă. Plusc. Aaaa, ăștia trag în mine, ok. Ok, vă rezolv și pe voi, stați așa liniștiți. Una la tine? Oh-oh. Oh-oh. Oh-oh, ce urât. A tras în mine direct, mi-a tras în față. Ne urcăm aici? Ia și repară mașina. Eu să mă dau jos. Dă-te jos și bea niște apă. Bea apă până îmi recapăt majoritatea vieții. Mi-a tras în față. Am pus acolo stop, nu știu de ce. Și mi-a tras în față. Dar nu-i problema. Bine că aveam aia full de apă. Cam stăm cam pe loc cu combustibilul, dar... Să vedem ce facem. Mai avem 3 Thunder Stick-uri. Unul dau la băieții ăștia veseli. Și pe asta trebuie să folosim câteva pe poartă, cred. Ha? Bănuiesc că harpunul ăsta nu o să-și facă meseria aici. Nope. Unul la tine. Hai, încarcă repede. Și mai am încă unul. Sper să fie de ajuns. Și acum dacă ne împingem în ea, pull down, ok. Hai, hai, cu putere, cu putere, hop! Bine așa. Cât de tare! Doamne, și am reușit să scăpăm de acolo. Suntem în altă zonă, complet diferită. Uite cât de tare! Și vedem rămășița civilizației. Doamne, cât de tare e! Uite, poți să vezi pe unde erau autostrăzile și totul. Ador chestia asta și suntem într-o zonă complet nouă, azi vedem exact pe unde suntem. Și am intrat deja în zona Dead Barrens. Și Gastown e exact în Dead Barrens. Și mai e Undiscovered, asta nu știu ce e mai exact. Da, nu merge, am nevoie de level 4 harpoon. Asta e puțin, eu nu pot să-mi fac level 4 harpoon, oare? Nu știu ce-mi cotește. Cred că e din cauza controlerului. Hmm.
Era băguit și îmi coteam într-o parte tot timpul. Bun, hai să mă uit eu. Vreau să mă uit dacă pot să-mi upgradez garaj. Să-mi upgradez harpunul. Na, nu merge, ăsta e maximum. În regulă. Totuși, hai să ne uităm ce mai merge abrugat de la mașina asta. Mai merge armura. Trebuie să mai punem niște armură pe ea. Ne costă 300 și noi cât avem 223. Deci fiecare upgrade pe care o vrem costă 300. Trebuie să facem rost de mai mult scrap. Dar hai să mergem la misiune momentan. Avem aici misiunea noastră. Punem un waypoint și să ajungem acolo. Și avem și un balon aici. Hai să văd. Oh, shit. Plusc. Hai să oprim aici, dacă tot e balonul ăsta. Să descoperim locațiile. Tu du-te și repară. Doamne, cât de superb e jocul ăsta. Deci nu vine să cred cât de bine arată. Da, mi-ați spus voi în comentarii că gloanțele pentru shotgun sunt extrem de rare. Așa că de fiecare dată când o să le am, o să le păstrez. A, uite, aia era cu umărul, când mă împing cu umărul în el. Plusc. Nu știu de ce are culoarea galbenă a pielei, dar nu știu de ce. Cred că s-a vopsit. Poc, ți-a sărit dintele. Ți-a sărit un pic dintele, așa? Era un local ceva. Un mini local. Shotgun. Singur glonț pentru shotgun. Și vezi că aici și-a făcut ei bază, un fel de bază ceva. Dar nu mă impresionează cu nimic. Să mergem la balonul ăsta. Hai să văd dacă are combustibil în el. Hold to enter balloon, shift ascend. Sper să aibă. You need to destroy the wires. Deci că trebuie să distrug firele. Care? Oh, firele. Pe bune. Și uite combustibil aici. Pe ăsta o să-l luăm. Ia stai așa. Să-l las pe aici momentan. Deci stai puțin, cum distrug eu toate firele astea? Sper să nu-mi iau damage foarte mult, nu mi-am luat. Deci dacă mă duc la fiecare fir în parte, pot să-l rup de aici cumva? Break, uite. Ok, ăsta e unul. Mai avem încă două. Cred? Da, două. Să vedem unde-i locaș și unde putem să-l stricăm pe ăsta ăla. De aici. Hai să mergem la următorul. Următorul e, uite, acolo sus. Cum ajung sus acolo? Trebuie să fie o cale. Ori... Vedeți voi că, din cauza că caracterul meu nu poate să sară, eu n-am cum să ajung acolo sus. Și nici nu e vreo locație prin care aș putea să mă cațăr pe aici. Singura chestie e asta, pe care să zici că, bă, poți să te cațări. Da. Nu, nu mă lasă să mă cațăr sub nicio formă. Eventual, poate, voi reuși să sar de acolo și să sar, nu pot să sar nici jocul, să mă arunc de acolo și să cad exact pe ăla. Dacă nu reușim, o să plecăm de aici și o să vedem pe urmă. Suntem în mijlocul deșertului aici. Pune să intră. Am făcut cercul la magazinul ăsta și era ușa exact aici. Hai să vedem dacă reușim să ne aruncăm exact pe ăla. Nu știu dacă o să reușim. Niște gloanțe. Sniper. Două de sniper. Eventual. Fă să-i dau ignite. Să-l arunc.
Nope, n-a avut absolut niciun efect și nu știu cum să ajung acolo. Vezi, de acolo dacă mă arunc oricum nu cade unde trebuie. Și mi-a distrus și asta pe care puteam să mă urc aici pe stânca asta micuță. Da, hai că o să luăm mașina, oricum o să trebuiască să ajungem la, în balonul ăsta aici, dar o să luăm mașina și o să mergem la misiune și o să vedem după aia pe parcurs. E bine că am curățat zona oricum. S-a luat de mine că nu știu unde e volanul. Ce vrei dacă s-o obișnui ca volanul pe partea stângă? Avem 4 Thunderstake-uri, asta e bine. Văd ceva praf acolo, înseamnă că sunt mașini prin zonă. Trebuie să avem grijă să nu ne aruncăm aiurea. Să verificăm zona mai întâi. Ce se întâmplă acolo? My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same ones that destroyed my sanctum. Ăștia sunt aia care ne-au distrus baza la începutul jocului. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. Then let's go. Yes. Ok. Să mergem. Hai, Pink Eyes... Deci asta e baza lor. Într-un reactor de la... Îmi plac mașinile lor. De asta o să le smulg roțile. Oh, dar voi sunteți chiar... Chiar vă învățați. Pe ăștia pot să-i scot din mașina, am impresia. Faza că mi-a cam luat foc totul. Aș parca pe undeva pe aici. Cred că asta o să-și fac. Du-te și repară repede. Fuck, fuck, fuck. Hei, băieți, vreți să ne jucăm? Ăla nu mai are o roată, vezi? Că i-am scos-o. Sunt pe slow motion acum. Holy shit, m-a călcat omul. Încă mai sunt în regulă. Nu pentru mult timp. Nu, nu mai am. Trebuie să intru în mașină rapid. Intră că nu mai putem să stăm mult în afara mașinii. Schimbă pe asta și hai să-i distrugem. Încarcă, încarcă, încarcă repede. Și stăm după aia să ne reparăm, dar acum nu putem. Gata. Stai și repară. Stai și repară, eu mă duc să iau astea. Scrap. Auzim că nu mă nimerește de acolo. Nu. Ok, avem o grămadă de scrap prin zonă, dar... Trebuie să mă duc pe el. Au catapulte și trag cu catapultele de acolo. Sper să nu mă nimerească, nu... No. Că trag în ei, habar n-am ce fac. Suntem în regulă, mașina e ok. Hai să vedem. Ce asta e una din ele? Una.
ăștia-i atacă pe ăia. Plăsc, vină încoace. Și tu, plăsc. Și acum rămâne să ne... Aha. Bun, faza e că... Deci a funcționat. Problema e că nu mai am Thunder Sticks. Știți, cam asta e șmecheria. De unde aș putea face rost de Thunder Sticks? Nu știu. Eventual dacă o să mă bușesc în ea, poate să funcționeze la fel. Sper. Avem 300 de scrap. 319 chiar, 326. Trebuie să-i ajutăm pe ăștia. Cred că ăștia sunt aia buni din bază și ăștia care au venit îi atacă la fel cum ne-au atacat și pe noi. Sunt bandiții. Hei, ce faci? Ui! Nu zic ce vă calc eu pe voi acum. Așa, mai e unul pe aici, că știu că mai era. Plăsc! Afară cu tine! Și mai să ne apucăm să dăm jos catapulta asta. Hai să văd dacă pot să o distrug dacă mă împing în ea. Confirmat că nu merge. Nu mai am Thunder Sticks. Pot să-mi cumpăr? Întrebarea e. Max. Nu, garaj. Thunder Sticks. Currently installed, dar nu mai am. Le-am folosit pe mașinile alea ca să scap de ele. Uite câte sunt aici. Astea sunt toate Thunder Sticks. Genial. E bine că sunt astea exact acolo, că a spus să le arunc eu în... Oh, doamne, la foc, intră în mașină. Uite, mă, asta reușit să urce pe mașină. Hai, dă-te jos. Dă-te jos, că-ți dau o bătaie. Mamă, ce... Cred că pot să-l fac și eu singur, fără să trebuiască să folosesc mașina. Doar îi dau una așa? Nope. Trebuie să smulg de aici și doar cu mașina pot. Ok, o să luăm mașina și să facem asta. Tipul ăsta o repară. Îmi place cu repară. De fiecare dată când o parchez, el zice și o repară. E foarte bun sistemul ăsta. Și acum abia o să putem să tragem în ea. Uite de aici. Oh, dar stai să vezi ce frumos se explodeze. Plesc. Așa. Doamne, dar ador exploziile și tot, grafică tot. Nu ne lasă pe aici. Să găsim altă cale de a accesa stronghold-ul. Cred că a nebunit Max ăsta din joc. Vrea să sară pe aici? Ah, probabil o să trebuiască să parcăm mașina să mergem pe jos, că n-avem cum altfel. Ce faci? Ce faci? Băi, du-te de aici. Așa. Ia cuțitul. Și poți să ne aruncăm aici, că altă variantă n-ai. Asta e singura cale de a ajunge în Stronghold pe sub pământ, practic. Hai să luăm și muniție dacă găsim. Un shotgun shell, perfect.
Iar pe aici e ceva? Nu? Închidem asta. Aha, una. Și trebuie să găsești, trebuie să fie două ca să putem să trecem. Trebuie să fie și a doua pe aici pe undeva. Uite aici. Ne dă seama, așa se protejau ei, să nu intre nimeni cu chestii de genul ăsta. Ia de aici, cuțit în cap. Nu știu cum ce vopsiți ăștia, credeam că au măști sau ceva, dar sunt vopsiți de fapt. Mama, l-am dat cu ăla capul de perete. Pe bune, nu zici că-s la K1 sau la un sport ăsta. N-am vrut să trag cu shotgun-ul în el, pur și simplu. O chestie de moment. Așa am simțit. Așa, 24 scrap. Hai să luăm și arma dacă cumva o să mai avem nevoie. Și mai avem și pe aici niște chestii. Și pe unde intrăm noi în fortăreața lor? Pe aici. Da, vedeți? I-au omorât deja. Un masacru a fost aici. Am ajuns cam târziu. Prea târziu, aș spune. Ce-s bandiții? Ia uite-l, mă! Mă, băiete! Oh my... Deci l-am dezintegrat! Pe bune, l-am dezintegrat pe ăla. Băi, că mai am. Am aici pentru toată lumea câte unul. Luați de aici, băieți. A, vrei și tu. Ia de aici, e ofertă limitată. Doamne, ferește, adică arunci un din ăsta și-l face carne. Nici nu-ți mai cunoaște că a fost un om la un moment dat. Dacă vreți să jefuiți și să faceți rău, ei bine, pot și eu să vă fac rău vouă. Și să-i ajut pe ăștia care sunt aliați. Hai să vedem, putem să ne urcăm un pic și mai sus de atât. Reach the stronghold. O, apă, perfect. Chiar aveam nevoie. Și e full. Doamne, genial. Nu uitați, dacă vă place seria Mad Max și vreți cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face episoade la greu. Îmi place foarte mult jocul. Sincer, e unul din jocurile mele preferate acum. Joc și survival și cu poveste și pe protagonistul mă cheamă și Max, adică, v-am zis, perfect. Să vedem ce e înăuntru. No more sticky tricks, Stanko. Today, we finish it. Called my bluff, Wheels. It finishes today. The total ratification of. Alo, fi șeful lor, cred că e. Everything here. Master order this. Scrotus word. Sau nu e. M-a ajutat. O, Doamne! Repede. Să facem ceva. Da, ăștia sunt ăia... Deci, echipa asta face parte din echipa care mi-a furat mie mașina la început, dacă țineți minte. Deci, răzbunare, băieți. Răzbunare. Doamne, să vezi ce le fac. Ăștia care au cu roșu, așa, nu poți să le faci counter. Nici nu poți să-l blochezi loviturile, așa că trebuie să te ferești, pur și simplu. Mm.
Hai să te văd ce-i să faci. Ia uite-mă cum m-a prins. What the f... What? Prima dată când mor. Dacă nu când mor, când mor am murit un inamic, am mai murit. Am avut morți astea stupide. Îți mă dea de aici. Doamne ferește, deci m-a prins ăla așa și mi-a dat numai în spate. Bună treabă. Bună treabă. Așteptăm. Așteptăm, sper să mă dea de aici. Da. Nu mai am gloanțe. Trebuie să mă ferez de ăștia și să nu stau lângă ei când sunt exact în spatele meu. Pentru că atunci mă vor prinde și mă vor da ură numai în spate. Bă, și aveam viața full parcă, sau poate mă înșel eu. Oh, calmează-te. Și ăștia când fac rage așa, dacă îi lași, se izbesc în a lor și le dau la lor damage. Păi că, de ce nu? Nu mă deranjează cu nimic. Oh, stai că-i panicat omul. Ia pastile, mă. Ia-ți un urofen ceva dacă te doare cap. Ia uite cum se bat singuri. V-am zis? Calmează-te. Dacă e cauzut cuțitul, o să luăm noi. Stai că am rage acum. Plus. Nu se poate nici de data asta să mă omor. Ce facem aici? Ne jucăm sau ce? Gata, să zic cu voi. Pe bune, ai să pleci cu aia, cu tipul aia legată de gât cu lanțul? Ce faci când accelerezi? O târăști pe jos? Ok, trebuia să-l omorăm pe ăsta, pe bune, acum. Pur și simplu trebuia să-l omorăm. Și-a luat-o și pe tipul asta acum. Well, shit, asta nu e bine. Având în vedere că te-am ajutat, eu cred că ar trebui să... You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Da, mi-am riscat viața să te ajut. Până la urmă... Yes. Și sunt străin de voi, adică... And capable. I think we can do business. Se pare că vrea să lucrăm împreună. Asta e de bine. Și ăsta e încă un stronghold, că văd că putem să parcăm mașina asta aici. Călca pe capul ăla. Și ăsta e al treilea stronghold pe care îl avem, Pink Eyes. Și la fiecare stronghold putem să ne facem să ne luăm misiuni, la fiecare în parte. Big Chief in Gastown. Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say, to take the Big Chief, one must win a most dangerous race. Who do I say about this race? Hmm. The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Okay, și-am terminat și misiunea asta. We live to fight again. Ok, Pink Eye. Deci, Pink Eye e tipa asta. Și a făcut ea un scaun cu rotile. De bine, mai mult scaun cu dita mai roțile. Dar să-i puțin. La BIOS aici e curios. Tipa asta, cine era ăla? Eu vreau să văd. Mi-o arată topa asta. Uite, ăsta. Ăsta e Stank Gum. Ok. Oribil personaj, dar... Și am niște misiuni secundare pe aici, dacă e... Nu știu unde... Ah, acolo sus. Ok. Și acolo sus ajungi doar pe acolo. Și misiunea principală unde e? Oh, misiunea principală e în Gastown. Hai să mergem să luăm misiunea asta de aici mai întâi. Vreau să iau toate misiunile să le avem, pentru că în momentul în care suntem în zonele respective, poate le facem, știți? Și acum mergem aici și luăm misiunea asta secundară, să vedem despre ce e vorba.
time has come for us to uproot. There's no way we can stand up. Are Killy acolo, vedeți? I'm sending my young ones away across the great white, out the unknown. They'll run out of fuel and die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels. Dune ship. Sail to catch the wind. What? Face o barcă care să fie cu roți și să aibă să meargă pe vânt. What? I know where to get it, but not how. As reward, treasure from the days of. Mă cam îndoiesc că o să funcționeze. Adică dacă stai să te gândești în comparație cu o mașină care folosește combustibil și merge foarte rapid, mă îndoiesc că o să fie foarte folositor. Hai să bem și niște apă să ne recăpătăm viața, având în vedere că avem asta plină. Și o să plecăm spre misiune. Asta e una din misiunile alea mari, pentru că dacă vedeți, acolo trebuia să ne îndreptăm. În gas town și sunt foarte curios ce e acolo. Foarte curios. Hai să mergem să luăm mașina. Da, aici a fost un masacru, dar i-am ajutat și măcar n-au pierit de tot. Unde e mașina noastră? Pe undeva pe aici era garajul. Uite-l acolo. Având în vedere că avem 300 de bănuți de ăștia, 300 de scrap, hai să vedem ce putem să upgradăm la mașină. Putem să upgradăm sniper rifle, tires, rims, board spikes. Asta m-ar interesa. Ear barbs. Și cred că mi-a pus pe spate ceva, dacă nu mă înșel. Hmm? Jumpers can be real, așa, în large number, board spikes, prevent them from boarding the vehicle. Ok, mi-a pus niște țepi. Deci hai să vă zic care e șmecherie. Mi-a pus niște țepi, vedeți aici? Și probabil și în față pe undeva. Asta îi face pe ăștia. Deci ăștia nu mai reușesc acum să se urce pe mașina mea. Știți că înainte se urcau pe mașină și trebuia să opresc? E, acum din cauza că am pus țepi pe ea, nu o să mai reușesc să fac asta. Perfect. Hai să băgăm viteză pe aici și să ajungem la destinație. Aha, deci pe aici prin zona asta merg convoaiele. Dar stai să mă uit pe hartă unde suntem, deci nu suntem aici. Avem un pic de mers până acolo. Și nu știu ce se întâmplă acolo de editat mai fumul. Dar o să merg pe strada asta, până la urmă nu poate să-mi interzică nimeni să merg pe stradă. Chiar că merg convoaiele pe acolo, ce mă interesează pe mine. Pot să iau pe asta? Nu, cred că îmi trebuie level 3. Da, îmi trebuie level 3. Ia uite convoiul. Aici se opresc pe mine. Bravo, băieți! Nu, nici nu o să stau să mă bat, că e ca o dita mai armura pe mașini. Fain așa. Vine tot convoiul după mine. Păi ce facem aici? Pe bune, opriți-vă și voi. Poate aveți treaba acasă și eu vă rețin. Ia vi-o mă, sniper încoace. Hop! L-am dat pe ăla de stâncă, doamne ferește. E, încă mă mai urmăresc dacă vă veniți să credeți, nu s-au lăsat încă. Deep Fryers teritorii. Interesant. Și asta e o altă zonă complet nouă, unde intrăm noi acum. Și asta e Gas Town, dacă nu mă înșel, a? Da, intrăm în Gas Town aici. Mă întreb de ce zice Gas Town. Oh, doamne, e numai cu mizerii și chestii. Da, acum înțeleg ce zice chestia. Deja a început să tragă băieții noi. Și ok, mult mai vântos pe aici. Foarte mult vânt. Bă, da, mă urmăresc ăștia, nici să mă lase o secundă. Holy shit.
New bio gas town. Ok. Și ăsta e gas town-ul, aici trebuie să ajungem. Hop, ia să vedem. Orașul gazului sau ceva. Dar mai orașul, văd că au și oameni și chestii și restaurant. Scrotus gas town. Foarte interesant. Totuși ați văzut câți oameni fugărau pe aici pe afară? Ok. Fresh meat for the grinder. Straight from the unforgiving wastes. Ce palme i-a dat lui ăla. You see that slate? You put your mark on it. Then I'll put you in the murder dome. Ah, murder dome, să ne batem cu alții. You work the blood and gut circuit for a couple of years. Survive it, make champion. Then maybe I can start grooming you for a shot in the races. Nu cred că ai înțeles ce vrem noi să facem. Na, sunt curse. Okay. Maybe we can find a spot for a man of your temperament. Așa credeam și eu. Dacă l-ajutăm cu ceva. Bineînțeles, toată lumea vrea câte ceva în jocul ăsta. Și-a pus luminițe de vrat. Pe bune, vrea luminițe noi. Asta mi-aduce aminte de Trevor din GTA, nu știu de ce. Underdune. Bun voyage! Ce mă trăși pe la cu... Doamne, ferește! Aha! Dance with the Deaths. Deci mai întâi trebuie să facem misiunea asta pentru el și după o să ne pun aici și o să facem curse cu ceilalți. Pentru... Da, nu știu, o să vedem. Dar pentru început trebuie să facem asta pentru el. Deci nu ne lasăm ca să facem curse. Foarte interesant jocul, abia aștept să descoper mai multe. Povestea deja mă face foarte curios. Da, vreau să joc non-stop. Așa că, v-am zis, dacă vă place seria și vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul ăla de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!